răspuns invitației noastre de a participa la această conferință de presă astăzi. Ea este generată de evaluarea primei săptămâni de campanie electorală, care în opinia noastră este marcată de un nou fenomen antidemocratic și oricum neîntâlnit în acești 20 de ani în campaniile electorale. Un partid care a fost la guvernare comunică propriilor alegători că nu trebuie să respecte rezultatul alegerilor. Lucrul ăsta, după opinia USL, este foarte grav, pentru că este un mesaj total antidemocratic și este un mesaj contra intereselor României. Deși sunt conștienți că alegerile le-au pierdut, nu încearcă nimic să realizeze ca un partid firesc, un partid european, să-și mobilizeze electoratul, să intre în dezbateri publice. Mesajele pe care le dau sunt unele antisistem, se ascund în colegii mici, încearcă să mobilizeze sentimental electorat, luându-și abonamente la spaul și arătând că sunt apropiați de populație, dacă au gândat cumva pe la munți. Doar USL-ul este partidul și formațiunea politică care promovează un dialog de construcție, dezbaterea și, dacă vreți, și pe play-ul electoral. Ceea ce ne îngrijorează însă este acest mesaj dat de ARD, de PDL, dar și de președintele Băsescu, implicat pe deplin în această campanie, în conformitate cu care votul popular nu este reprezentativ și nu contează. Deci se spune că nu va fi numit premierul care va rezulta din opțiunea electoratului în decembrie, și un premier marcat de interesul național. Sigur, eu o să pricep că la articolele prime ale legilor de funcționare și organizarea serviciilor de informații, interesul național este prioritar și că toate instituțiile statului român respectă interesul național, dar acest criteriu pe care președintele îl promovează este unul foarte, foarte delicat și contestat. Nu cred că președintele se consideră singurul depozitar al interesului național din România. Și oameni politici, și partide politice, și instituții, și simpli cetățeni acționează în ceea ce fac ca promotori ai interesului național. Mi se spune că Ponta nu va fi premier, dar dorim să reatragem atenția că Ponta va fi premier nu pentru că este candidatul Uniunii Social-Liberale, ci pentru că românii vor desemna ca formațiune câștigătoare în alegeri USL și, în mod firesc, domnul Ponta are întreaga susținere a USL. Cu siguranță USL-ul va câștiga peste 50% din mandate și nu există niciun impediment constituțional ca premierul să nu aparțină acestei formațiuni politice. Avem informații însă că în săptămânile următoare se pregătesc câteva acțiuni venite să ilustreze că România este instabilă, că este o țară nesigură, că este o țară în care alegerile nu sunt libere. După ce mi s-a spus că o să beneficiem de observator OSCE, ceea ce se întâmplă la alegerile din toate statele civilizate, democrații vechi cu tradiție, și s-a insinuat că ar fi o rușine pentru România, PDL-ul și în special președintele Traian Băsescu, prin susținătorii săi oculți, pregătesc acțiuni de destabilizare a campaniei electorale, acțiuni manipulatoare, uneori aproape violente, și se gândesc prin filmări manipulatoare să demonstreze cum sunt fraudate alegerile române. Alegerile vor fi corecte din punctul de vedere al USL-ului. Actuala legislație, care este un punct important în opțiunea noastră de colectivitate și democratică și care nu mai permite această vânzare, cumpărare de voturi,
care până acum, din păcate, s-a întâmplat în România, dovedește că USL-ul este decis să câștige alegerile prin forța ideilor, prin forța valorilor pe care le promovează. Ne temem însă pentru că am sesizat că nu numai în România există derapaje democratice. Ați văzut foarte bine ce se întâmplă în Lituania, unde o doamnă președinte care a venit în vară să ne țină lecții de democrație nu respectă rezultatul alegerii. Ne așteptăm ca domnul președinte Traian Băsescu să urmeze acest exemplu și să nu respecte rezultatul alegerilor. Sancțiunea este prevăzută în Constituție, se numește suspendare și România s-a știut foarte bine lucrul ăsta. Îl sfătuim ca măcar în ultimii ani ai săi de mandat să pună totul pe o singură carte, așa cum ne-a promis cândva când a fost ales președinte și să respecte Constituția României. Este un apel la normalitate pe care îl facem. Suntem convinși că domnul președinte, care a mai acționat cândva, dar din păcate lucrul ăsta s-a uitat, să vă amintiți cu toții în 2004, când în ultima zi de campanie erau afișe și eram așteptați cu toții la Revoluție, dacă domnul președinte Traian Băsescu nu câștiga alegerile, va reedita acest proiect din informațiile noastre. Dar sunt absolut convinsă că cei care îl vor împiedica să-și facă jocurile murdare, dacă doriți, vor fi cetățenii României pe care îi așteptăm într-un număr cât mai mare la vot. Pentru că antemerea să nu se prezinte la vot, să nu voteze, este o atitudine total anticivică și antidemocratică. Avem convingerea din evaluările pe care le-am făcut în această săptămână că scorul electoral al USL-ului va fi peste 50%. În săptămânile următoare vom comunica cu dumneavoastră prin conferință de presă, prin comunicată de presă în legătură cu evoluția campaniei, dar în această săptămână USL-ul a realizat foarte multe acțiuni. Campania noastră este una apropiată de oameni. Nu neapărat prin autor, candidații noștri sunt prezenți în toate comunitățile în care candidează. Dacă îți scrie întrebări. La ce voi puteți mai exact când spuneți că aveți informații care se comună în modare să pregătești din partea ARD-ului și în special să ne treabă să spun campanie de demitare a imaginii României? Nu vă pot da amănunte, este și firesc să nu mi le dau, pentru că noi vom încerca să contracarăm ăsta, dar având în vedere faptul că sondajele de opinie la arată foarte clar că vor avea un scor catastrofal, vor încerca prin acțiuni mai jurantare de toate tipurile să încerce să dovedească în special din Uniunea Europeană, pentru că acolo au avut cândva un suport, sper să nu-l mai aibă de la domnul Barroso, că USL-ul va frauda alegerile. Veți vedea, sper să nu mai văd nicio șansă aceste acțiuni, pentru că de o parte dintre noi știm și am urmă tratare. Dumneavoastră personal, aveți sau nu convingerea de servicii de secrete se implică în campanie electorală? Mi-e greu să fac o afirmație pozitivă, dar nu exclud o implicare, cel puțin prin tipul de mesaje și prin multe alte chestiuni pe care le-am văzut. N-aș vrea ca serviciile secrete să aibă oameni pe listă de electorat. Da. Deci, domnul Stolojan ne-a pus o variantă atomică. Și pe nimeni nu poate negocia pe principiul de a nu comunica pe listă. Domnul Stolojan, cred că a uitat că nimeni nu poate să-și ia jucările și să trece de la unul mai avocat. Când prevede tratatul o procedură de ISU. Acest drept de veto este prevăzut în articolul 312 din Tratatul Uniunii Europene, care reglementează mecanismul financiar multianual. Aici există două poziții foarte clare. Una a câtorva state vechi membre ale Uniunii Europene, puternice economic și democratic, dacă doriți, care vor să promoveze principiul utilizării eficient a fondurilor și alta a prietenilor coeziunii. În general, ultimile state membre și, în special, statele estice. Domnul Barroso a venit cu o variantă
săptămâna trecută, care prevede 25,5 miliarde tăiate pe buget de la capitolul agricultură, politica agricultură, dar sigur și fondurile de dezvoltare durabilă și fondurile de coeziune. În tratat, articolul 2, aliniatul 2 al articolului 13, prevede că aceste decizii se iau în unanimitate pe cadrul financiar mondial. Și că atare, dacă o țară membră nu acceptă această unanimitate, decizia nu poate fi luată. Nu este România singură care gândește în această manieră. Să știți că recent Spania a avut aceeași poziție, Polonia are aceeași poziție, nu s-a pronunțat Franța, dar și ea va fi acceptată, pentru că politica agricolă e foarte importantă pentru francezi. Deci noi credem că nu se va putea lua o decizie care să promoveze opțiunea la locuri. Și s-a venit cu, probabil, altă propunere. Și noi credem că cea mai bună soluție este cea pe care Parlamentul European optă. Să respectăm și să menținem aceeași structură de buget. Să dăm o șansă și țărilor noi membre să-și acceseze fonduri. Pentru că a introduce criterii de tipul absorbția fondurilor comunitare este dincolo de tratat. Nu există astfel de criterii legal vorbind care să-i permită domnului Vanocoi să facă țările în două. Cine a absorbit mai bine sau cine a absorbit mai prost. Este o chestiune care e partajabilă ca responsabilitate. Și birocrația de la Uniune, despre care noi Parlamentul am vorbit și am rugat să modifice regulamentele, pentru că unele sunt depășite, sunt absurde, dar și birocrația națională și capacitățile naționale, pe care, sigur, România și-o asumă, că atât a putut. Dar cred că este momentul ca România să fie o voce. Să nu mai sta cu fustele doamnei Merkel sau ale mai știu eu cui, încercând să facă frumos și să strângască. Dacă nu suntem în această postură, o să avem foarte multe lucruri, credeți. Sunt două viziuni care se impun în momentul de față. Una, mai multă Europa, a Partidului Popular European, și alta, mai bună guvernanță, care este a noastră și a socialismului. Nu cred că cea mai multă Europa în momentul de față, care vizează, de fapt, o federalizare, este posibilă. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în toate statele membre, la structura politică pe care le conduce și la prezența unor partide de tip naționalist, radical, în multe parlamente din Europa. Dar această formulă care ține de o mai bună guvernanță, presupune și lider de forță. Pentru că, din punctul meu de vedere, și am spus-o nu numai la București, ci la Bruxelles, domnul Barroso nu este un lider de forță. Nu este un om care să dezvolte o viziune capabilă să salveze Europa. Este doar efectul unor înțelegeri politice la nivel european între cele trei formațiuni mari. Eu nu cred că România este postura copilului care trebuie să stea cu mărunțele și cu batista pe masă, așteptând să-i se facă inspecție. Nu. Dacă tot sunt contributor, dacă tot am statutul meu de membru de timp, trebuie să mă compor ca atare. Un pic de demnitate nu ne strică. Dar în condiția să o avem de la natură. Unii, din păcate, România nu. Eu am salutat opțiunea domnului Cotă. Asta înseamnă că a citit bine tratatul, că știe să lucreze pe el și aș fi vrut să fie totuși o voce mult mai argumentată, mai solidă, tehnic și profesional la Bruxelles. Din păcate, președintele probabil că o să zâmbească lângă un lider european, sunt camere de vedere și nu mai. Că nu mă aștept ca Traian Băsescu să aibă o poziție foarte clară de analiză a și de motivare a deciziei lui. E prima oară când România spune și ea ceva. De regulă, oamenii s-au obișnuit acolo, dar România se atacă și se alinieze unui grup. Dar România, iarăși, este o voce foarte puternică și salut, deși e un guvern popular la Varșovia, dar salut opțiunea domnului Tusk, te-aș valorifica și te-aș promova interesului național, cum ar fi trebuit să fie și situația noastră. N-avem o agricultură performantă, suntem departe, am spus, la 170 de euro. La Grecia, care privește banda la toată lumea 670, e o diferență. E o discriminare clară. Vreau să vă întreb ce se întâmplă în situația în care Parlamentul Național al Parlamentului va fi mai favorabil în România, iar președintele Traian Băsescu la Bruxelles nu va lua în considerație poziția guvernului și nu va utiliza dreptul de veto. Este o
nou ar putea fi arbitrajul un nou conflict intern? Nu e vorba de a izbucni un conflict intern, el există. Când nu e public, este clar la fel. Dar este vorba de maniera în care un șef de stat își servește interesul național. Nu se va întâmpla nimic, pentru că o vom rezolva noi la Parlamentul European. Parlamentul a făcut o decizie pe buget. Deci nu vom vota acest buget cu reduce. Decizia Parlamentului este foarte clară. Și nu există o majoritate parlamentară care să îl susține pe domnul Banu Coidu. Vreau bugetul propus de comisie, 1033 de miliarde, și sigur redistribuire în cadrul capitolilor prioritare. Dar nu reduce. Pentru că asta va angrena clar o menținere și o accentuare a discrepanței între statele avansate și noi. Credem că nu austeritatea e soluția, deși doamna Merkel s-a exprimat într-un cer că austeritatea în germană înseamnă altceva decât a înțeles domnul președinte Traian Băsescu, înseamnă cheltuire eficientă a bugetului și nu reducere de fapt. Da. Cred că este o chestiune de opțiune. Dacă președintele Traian Băsescu va urma o altă strategie pe care deja a urmat și am să numească pe domnul Răzvan Duran putere de premier, dacă acum va opta pentru domnul Mare, de exemplu, USR-ul ar accepta? Categoric nu. Eu nu cred că România are nevoie neapărat de fost șef de servicii de informații în funcția de premier. Mai ales că sunt oameni care au o viziune limitată doar la sistemul pe care îl merge viață. Mai bine sau mai rău. După părerea mea, domnul Mureanu n-a exagerat. Dar, apropo, eu personal aștept un răspuns de la domnul Mureanu, care insinuațiile trecute în presă despre diverse colaborări. Ne poate spune dacă afirmația făcută de fostul purtător de cuvânt al Săriului, domnul Ulie, că si este condus de un om și dânsul conducea si la momentul ăla, care are colaborări cu alte servicii de informații, este real, pentru că văd că evită de vreo câțiva ani să ne dea o poziție foarte clară. Și vreau să vă spun că nu e deloc ușor și părerea mea este foarte grav să ai un serviciu de informații condus de cineva care este colaborator al unui serviciu de informații străine. Asta este întrebarea pe care o pun domnului Mureanu și rog să ne lase cu Mona lui și cu alte povești de asta și să ne explice un lucru foarte clar. Mai ales că înțeleg că aspiră din nou la această demnitate de prim-ministru pe care am. Și eu vă mulțumesc și vă urez o zi bună.